Am făcut 100.000 de abonați. E a patra oară când fac 100.000 de abonați. Nu mai e atât de impresionant. În 2022 numărul de abonați oricum nu reflectă mai nimic, pentru că algoritmul s-a schimbat și totul este foarte, foarte trist. Dar nu contează. Apăsați like la acest clip pentru că nu este nimic special, dar am cumpărat toate aromele de hel pe care am reușit să le găsesc și știu că mai sunt câteva, dar jur, am verificat în patru magazine și astea sunt toate aromele pe care le-am găsit. Avem multe arome de cafea, nu știam, dar aparent ăștia de la Hell au efectiv mai multe arome de cafea Hell decât energizant Hell. De asemenea, au energizant Hell The Gamer cu gagica asta pe ambalaj și gen, toată lumea știe că gamerițele nu arată așa. Gamerițele sunt mult mai frumoase. De asemenea, nou merch I Hate Pink este aici. Nu știu dacă reușiți să o să cad din picioare și o să... nu contează. Este aici nou merch I Hate Pink. Este foarte șmecher. Îl puteți cumpăra de pe ihatepink.ro. Mai am o grămadă de chestii pe dincolo, dar nu o să vi le arăt pentru că o să fac un TikTok și un Shorts și gen, urmăriți-mă pe TikTok, da. Aromele Hell sunt toate aici, sunt pregătite, sunt gata să le încerc și să fiu surprins de cât de interesante sunt poate unele. O, planta asta e așa de enervantă, pleacă-o mai încolo. Hai să începem cu cea mai clasică aromă de Hell. Hell obișnuit, simplu, normal, clasic, așa se numește. Așa că o să le dăm pe alea un pic mai la o parte. Cam așa arată ambalajul The Hell, dar cred că știți pentru că beți energizante dintr-un motiv sau altul, deși realistic vorbind nu există niciun motiv în viața asta pentru care ai vrea să bei un energizant. Anyway, hai să încercăm. Actually, mi-aduc aminte că uneori mai trebuia să conduc o noapte întreagă și mai luam câte un energizant, dar gen nu știu dacă m-a ajutat pentru că dimineața eram mort oricum. E bine, are un gust un pic ciudat pentru că m-am spălat pe dinți acum mai like, 30 de minute, dar nu e rău. Actually, nu e rău. Are un gust ok și e basic. E energizantul clasic care cât de cât seamănă la gust cu toate celelalte. Bun. E ok. E ok și prețul e mult mai ok decât la un Red Bull. Prețul la Red Bull e gigantic. Era like 7 lei la un moment dat, deși în alte locuri găsești la 5 sau la 4. E o țeacă colosală. Ce voiam să vă spun, energizantele astea conțin cafeină și nu ar trebui să aveți cafeină în sistem dacă vreți să aveți un somn odihnitor. Și am avut o mică discuție, un mic argument, să zicem, cu cineva în video trecut, dacă nu mă înșel sau celălalt. Am zis eu că n-ar trebui să mâncați sau să beți toate prostiile și cineva în secțiunea de comentarii era ceva gen da, fiecare face ce vrea. Și chestia aia, deși e normal adevărată, mi se pare extrem de stupidă. Pentru că e o chestie foarte irresponsabilă pe care poți să o spui și apoi să faci ce vrei, right? Vrei să fumezi? Fiecare face ce vrea. Vrei să te apuci de băutură și să ajungi un alcoolist notoriu? Păi am voie, frate, că fiecare face ce vrea. Fiecare face ce vrea, dar ar fi frumos să nu facem chestiile stupide care ne dăunează sănătății, pentru că ar trebui să fim responsabili. Și prin simplu fapt că putem să facem ceva, asta nu înseamnă că ar și trebui să îl facem. Hell cu Ice Cool, așa se numește aroma asta. E interesant și e o culoare foarte drăguță, de cian. Ia să vedem. Asta nu știu ce ar trebui să fie. Oh, ok. Are un gust nu mentolat. Gândiți-vă că de la simplu la mentolat ar fi 5 trepte, ăsta e undeva pe la un 1 sau 2. Cumva îți dă impresia că ar putea să fie mentolat, dar apoi gustul e pur și simplu un pic ciudat. Și cu o mică idee de un fel de bubblegum sau ceva, nu știu de ce mi se pare că e în zona aia de bubblegum. Sincer, până acum aș putea să zic că îl prefer pe cel normal. Stați liniștiți pentru că știu că am multe energizante aici, dar realistic vorbind beau două guri din fiecare și probabil în total se adună la o singură doză de asta. De asemenea, dacă ar putea soarele să nu mai iasă din nori și să intre în nori și să iasă din nori și să intre în nori, chestia asta e un pic cam ciudată. Ai putea să te hotărăști? Haide să încercăm în continuare Hell the Gamer. Na, uite că au reușit să simbolizeze un gamer acolo pe ambalaj. Este un individ care urlă și se joacă și da, e destul de based ce se întâmplă acolo. Ăla e gamerul clasic. Și au făcut energizantele astea de gameri, deși realistic vorbind, gen
gamerii n-au nevoie de atât de multă energie. Stau pe scaun, bro, știu, pentru că eu sunt un gamer, așa că să nu vă aud. Fiindcă, actually, să știi că mi-e minim ajută dacă joc League of Legends și îți crea un cu. Interesant. Are un gust floral ăsta. Îmi aduce puțin aminte de gustul de socată. A băut cineva socată, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Practic se face cu flori de soc, apă și like, zahăr sau miere și se lasă un pic la fermentat și devine un pic fizzy. Mai făceau bunicii mei. Interesant. De asemenea, ce are vitamine? B2, B3, B5, B6, B12. Interesant. Am băut câteva guri și deja vorbesc foarte repede și fără să mă bâlbui. Wow, asta este incredibil. Haideți să încercăm Hell cu Strong Apple. Acum, chestia e că ăsta numit Strong Apple cred că are o cantitate mai mare de cafeină, probabil, și s-ar putea să aibă gust de măr. Ăla de gamer, da, a fost ok, a fost interesant. Dar ăla clasic, sincer, până acum e ce trebuie. Are gust de aroma aia falsă de măr pe care o găsești în diferite lucruri care teoretic ar trebui. Da, uite, plus 20% mai multă cafeină scrie și pe ambalaj, am văzut bine. Și am presupus bine. Sincer, bă, e ok, dar nu sunt fan al aromei de măr, pentru că aroma asta de măr e mai mult o aromă de coajă de măr, nu știu cum să vă explic. Nu e o aromă de aia dulce, e o aromă de aia puternică și, nu știu, cu un gust așa mai lemnos, mai woody și mă duce cu gândul la coaja de măr. Interesant, interesant, dar tot clasicul mi se pare cel mai ok. Apropo, de ce n-ar trebui să consumați cafeină nici sub formă de energizant și nici sub formă de cafea, sincer? Credeți-mă, am băut eu cafea vreo 2 ani, când m-am lăsat m-a durut capul 2 săptămâni și după aia am avut cel mai odihnitor somn. Bro, literalmente mă culc, dorm 7 ore, mă trezesc înaintea alarmei. Astăzi m-am trezit la 7:30 și eu aveam alarma la 8. E așa de frumoasă viața fără cofeină sau cafeină, nu știu cum îi zice exact, credeți-mă. De asemenea, vă rămâne în sistem undeva pe la vreo 12 ore sau dacă o beți un pic mai târziu de dimineață, deja o să vă strice REM sleep-ul. Bun, avem Hell Summer Cool, cam așa arată. Este destul de drăguț, cu niște emoji-uri. Ah, uite, e unul de la drăguț care ține inimioara acolo. Wow! Me and who. Ok, nu știu exact la ce să mă aștept de la asta. Adică, ediție limitată, Elder Flower. Opa! Ok, da. Elder Flower-ul este socul. E floarea de soc, dacă nu mă înșel. Iar ăsta, spre deosebire de cel care am zis eu că parcă aduce un pic cu floarea de soc, ăsta chiar are gust de floare de soc. Da, ok. Dacă ați băut vreodată socată și vreți să resimțiți gustul copilăriei de când bunicii voștri făceau, pentru că în ziua de azi nimeni nu face, pentru că toată lumea trăiește la oraș și nu există copaci de apă aici, puteți să încercați ăsta. Da, ăsta chiar are gust de floare de soc și e ok. B2, B3, B5, B6, B12, vitamine. Păi și alte vitamine în afară de B, de la Băi Pink, ce șmecher este măr, Try Hate Pink, vă rog, cumpărați-l, oameni buni, este șmecher rău. Așa. Fiți atenți la mărimi totuși, eu mi-am luat un S și un M pentru că nu eram sigur de mărimi. M-ul mi-e mare, e mare M-ul. Vedeți acolo pe site măsurați și vedeți că aveți mărimi speciale de copii, dacă vreți să încercați. Bun. Asta e tot de gameri, ce îmi place. Hell Gamer Edition. E o gagicuță de-aia cu căști de-alea cu urechi. Ah, să mă bată ștrugaleții. Mami, sorry. Da, gen... Haideți să deschidem asta și să vedem despre ce este vorba. Cherry Beam. Sau ar trebui să aibă gust de cireșe. Are gust de cireșe. Da, ok. Un gust ok. Și se pare că astea de gamer sunt cu mai puțină cafeină, pentru că probabil s-au gândit, bă, gamerii ăștia, da, stau pe scaun, le dăm niște cafeină, dar nu atât de multă, mă. Gives you power like hell, măi să fie, uite câte emoji-uri drăguțe sunt acolo. Da, gen, nu știu de ce ai folosit vreodată emoji-uri, dar uneori eu le folosesc pentru că mie cam aiurea
să pun un punct pur și simplu, pare un pic cam supărat și agresiv, știi, când mai scriu cuiva, mai pun un emoji la final. Altfel arată ciudat. Strawberry rhubarb. Rhubarb, nici nu știu ce e aia, dar să mă bată și trugaleții. Este o cutie foarte drăguță, așa că ar trebui să aibă gust de căpșuni și rhubarbă. Ok, gustul de căpșuni e un pic cam ciudat. Ok, nu știu, probabil e rhubarba cu gustul ăla puternic și ciudat. Dude, îl bei și parcă ți-e duce direct în gât. Realistic vorbind, are un pic de gust de căpșune, dar mai mult sămânța de pe căpșună, știi, tu aia mică pe care o găsești. Nu știu, are așa un gust ciudat. Un pic a căpșună, dar cred că e mai puternică rhubarba, care nu știu ce gust are, probabil are gust de ăsta, habar n-am. Nici nu știu ce e aia, like, e o fructă? Probabil e o fructă. Nu cred că e o legumă, nu? Cine Dumnezeu face energizante cu gust de legume? Like, nu energizant cu gust de cartof. Bun, și mai avem un energizant hell cu strong focus. Așa scrie pe el. Am mers până în AFI pentru ăsta, pentru că în Carrefour și în Mega Image nu am găsit. Și nu mai știu unde am mai căutat. Am intrat undeva și m-am uitat la arome, dar erau like, arome pe care deja le aveam. So, ăsta ar trebui să fie de focus și nu prea știu exact, nu scrie cu ce e. Ăsta are cu 20% mai multă cafeină și vitaminele C și D pe lângă B2, B3, B5, B6 și B12. Bă, sincer, e altceva, dar gustul mi se pare așa un pic ciudat. Pentru că nu prea îți dai seama ce e. E ok, dar îl prefer pe cel normal. V-am zis, nu prea pot să explic ce e, pentru că habar n-am. E pur și simplu un gust. Am ajuns la cafele. So, am cumpărat niște cafele, stați așa să fac curățenie aici. Dacă pică una din dozele alea, am încurcat-o. O să intre energizant în parchet și apoi nu o să mai doarmă parchetul la noapte. Când vine vorba de cafele, am luat două cafele de la Monster și am rămas foarte surprins pentru că eu am crezut că o să aibă bule, o să fie o chestie, un energizant cu gust de cafea. Dar alea de la Monster n-aveau bule. Nu uita să editezi când ai râgâit ca porcul. Așa că am luat aceste cafele de la Hell și sunt foarte curios dacă astea o să fie cafele simple sau o să aibă bule și o să fie energizant, dar cu un gust de cafea sau ceva. Și hai să începem cu ceva foarte interesant. Energy coffee cu lactoză free și salted caramel, adică fără lactoză. Aia înseamnă lactose free. Nu că e lactoza gratis, lactoza costă probabil. Așa, ia să vedem. Sunt sigur că nu o să aibă bule. Probabil ar fi ciudat să găsești un energizant cu gust de cafea. E o cafea foarte ok. La gust, dulcică. Caramel sărat? Un pic, da. Are un pic de gust de caramel, parcă, dar sărată nu e. Și nu prea înțeleg care e conexiunea dintre Hell, energizantul și cafeaua asta. Cu extract real de cafea. Îți dai seama că trăim într-o lume atât de ciudată încât chestia asta e un flex? Gen, uite cafeaua asta, este făcută cu cafea naturală. Like, normal, dude, n-ar trebui să fie făcută cu altceva, dar unele chestii sunt făcute cu altceva și apoi ăștia se flexează cu faptul că e făcută cu ce trebuie. Da. Anyway, e o cafea ok. Da, are un gust destul de bun. Sincer, îmi place, o să mai cumpăr, nu, dar gen, e ok. Bun. Oricum, se simte de parcă ai face o cafea cu lapte și apoi ai scăpa prea mult lapte în ea și apoi îi pui niște zahăr ca să fie dulce. Anyway. So, ăsta e cu cappuccino. Și arată cam așa. Soarele nehotărât iară s-a gândit să iasă afară. Da, vrei să te cari, te rog, să nu faci foarte multă căldură aici, că deja e cald și transpir în nouul meu tricou I Hate Pink și eu voiam să-l iau și afară astăzi. Bă, sincer, ăsta e un pic mai bunuț decât cel cu salted caramel, pentru că parcă are un gust mai puternic de cafea. Ăsta cu cappuccino. Deși și ăsta se simte de parcă e foarte mult lapte în cafea. Dar aroma e puternică și ok.
Mai puternică decât cea cu salted caramel. Asta cred că o să fie interesant. Bourbon vanilla. Un slim latte, dar cu gust de vanilie. Cam așa arată cutia. Perfect, sper că ați reușit să vedeți. Dacă n-ați văzut, îmi pare rău, nu am ecran de la care să se întoarcă, din păcate. Și nici nu vreau să cumpăr o cameră de genul. Un gust puternic de vanilie. Not bad. Da, e o cafea cu gust de vanilie. Cred că totuși îmi place asta mai mult. Asta pare mai simplă, mai basic și cu gust un pic mai puternic de cafea. Bun. Double espresso. Asta s-ar putea să fie chiar un pic mai puternică decât, cum îi zice, decât cea cu cappuccino. Espresso fiind o cafea foarte concentrată, tare, etc., etc., double espresso e dublu de shot de cafea și gen Dumnezeu cu mila. Da. Bun. Asta nu e atât de dulce. E chiar destul de puțin dulce. Și are un gust mai puternic de cafea, da. Exact cum mi-am imaginat. Și în asta pare să fie niște lapte, dar parcă nu e atât de mult. Și mai avem un latte, care, sincer, cred că o să aibă gust de lapte și o să aibă un pic de cafea. Probabil, da, o să fie destul de basic, cine știe. Ăsta e dulce. Da, are ăsta mai mult lapte sau ce Dumnezeule mare o avea de imită laptele. Și e dulce. Ăsta cu double espresso îmi place cel mai mult dintre toate cafelele. Cel cu vanilie e interesant și cappuccino este ok. Celelalte două interesante și ele, dar parcă au gust de lapte. Cu un pic de cafea și cu o chestie dulce în interior. Bun. Per total, sunt interesante aromele, dar nu știu de ce nu am pus astea egale, nu? Gen, am mai mult spațiu într-o parte decât în cealaltă. Înnebunesc, pentru că eu sunt nebun după simetrie și dacă văd că am pus astea strâmb sau că nu stau în centru filmării, mor. Cel clasic e ok, adică are gust de energizant, după care astea sunt așa, parcă niște spin-off-uri. Hei, vrei energizant, dar cu gust de floare de soc? Hei, vrei energizant, dar cu un pic de gust de măr? Not really, gen, ăla clasic e ok, are gust ok, nu are gust de nimic special, dar are gust de energizant și cam toate au același gust dintre Hell și Red Bull și alea ieftine de le găsești pe la Lidl, Carrefour, etc., etc., toate au cât de cât același gust, mai mult sau mai puțin. Anyway, o să punem capăt acestui clip aici, nu uitați merch nou pe ihatepink.ro și mă duc pentru că mai am o grămadă de chestii de filmat.